De ce beneficii se bucură pacienții bazei de tratament Sfântul Pantelimon a Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol? Tratament balneofizical complex, compus din băi de sare, băi de nămol din lacul Techirghiol, proceduri de electroterapie, magnetoterapie, laserterapie, terapie cu ultrasunete, masaj regional și kinetoterapie. Ce calități are nămolul, principalul element care îi dă particularitate bazei de tratament? Principalii factori terapeutici ai stațiunii balneare Techirghiol sunt nămolul din lacul Techirghiol și apa lacului și, bineînțeles, clima. Nămolul și apa au proprietăți antiinflamatoare, antialgice. Pentru ce afecțiuni vin de regulă pacienții aici? Adresabilitatea dominantă este a pacienților geriatrici, și anume patologii degenerative, osteoarticulare. Dacă ar fi să descriem nămolul, prin ce se caracterizează? Nămolul din lacul Techirghiol este un nămol sapropelic cu un pH alcalin de 8,2. Acesta este negru-gri închis, onctuos, el este ca o șarlotă, nămolul acesta veritabil. Are un miros specific, astringent, înțepător, datorită sulfului din compoziția lui. Cum se folosește concret nămolul? Sub ce formă? Într-o cadă umplută cu apă sărată din lac, se adaugă o cantitate de 10 kg de nămol la o temperatură de 38 de grade, astfel încât apare relaxare musculară, mobilizarea depozitelor sangvine în circulația generală. Iar vara, pacienții pot merge la lac să facă plajă și oncțiuni cu nămol. Cât timp durează o cură balneară? O cură balneară, pentru a avea efecte scontate, durează între 2 și 3 săptămâni. Rezultatele sunt imediat vizibile sau se văd mai târziu? Există o reacție a curei balneare, pacienții se simt un pic răscoliți, resimt dureri, chiar mai acutizați față de atunci când s-au prezentat, însă, ulterior, cam după 2-3 săptămâni, ei se simt mult mai bine. Și cât timp se menține starea aceasta de bine? Depinde dacă pacienții respectă recomandările medicale de la sfârșitul tratamentului. Trebuie să aibă un stil de viață sănătos, da? Și evident, cura balneară se reface la 6 luni. Indiferent de afecțiune? Sunt pacienți care au boli cronice din categoria bolilor degenerative și aceștia necesită o întreținere, un tratament de recuperare periodic la 6 luni, dar sunt și pacienți care au afecțiuni acute de genul lumbago și se pot trata și vindeca cu tratamentul nostru. Apa din lac se poate folosi și separat ca o formulă de tratament sau doar în asociere cu nămolul? Și ce calități are această apă? Băile de sare la cadă pot fi administrate separat de nămol cu efecte la fel antiinflamatoare și antialgice. Un avantaj în ceea ce privește efectuarea hidrotermoterapiei într-un bazin este reprezentat de faptul că apa sărată are o presiune hidrostatică și salinitate mare, fapt ce ridică corpul, iar mișcările pe care pacientul le va face sunt mișcări cu descărcare de greutate, facilitează mișcările. Ceea ce este avantajos în general pentru ce tip de afecțiuni? Pentru afecțiuni degenerative, pentru pareze, da, pacienți cu accidente vasculare, cei care au hemipareză. Există și contraindicații? Sunt persoane care nu au voie să facă tratament cu nămol și apă salină? Desigur, nămolul este un medicament și ca orice medicament, el are indicații și contraindicații. Ar trebui să trecem în revistă și câteva indicații, da? Deci patologii degenerative de genul gonartroze, coxartroze, spondiloze, patologii reumatismale inflamatorii, spondilite anchilozante, poliartrite reumatoide, artrite psoriazice, patologii posttraumatice ale membrelor, sechelele postfractură, patologii dermatologice, psoriazisul, eczeme, urticarii cronice, patologii ginecologice,
sterilitate secundară, dismenoree, anexite, iar ca și contraindicații generale și nu numai ale nămolului și ale curei balneare, în primul rând trebuie să menționăm cancerele. Pacienții care au cancere recente sau mai puțin de 10 ani nu pot beneficia de tratament cu nămol. Apoi, bolii cardiace decompensate, hepatice decompensate, renale decompensate, diabetul zaharat decompensat, pacienții care suferă de epilepsie, paciente tinere care sunt însărcinate cu o sarcină patologică în orice trimestru și sarcina normală după luna a treia. Pacienții care suferă de boli psihiatrice. Pot pacienții veni în oricare perioadă a anului pentru tratament? Depinde de afecțiuni, în primul rând. Pacienții care se știu cu boli cardiovasculare, dar compensate, pacienții neurologici, pentru aceștia ar fi indicat să vină în extra sezon, adică primăvara și toamna. Nu este indicat să vină vara în plin sezon, când temperaturile la noi depășesc 30 de grade Celsius. Câți pacienți se adresează stațiunii în medie anual? În cadrul unității noastre, anual beneficiază de tratament balneofizical-kinetic aproximativ 2000 de pacienți. Tratamentul de recuperare se poate face în scop profilactic, da, de prevenție, curativ și de recuperare. Deci pacienții pot, deși se consideră a fi sănătoși, pot face terapii cu nămol în scop profilactic, ca să nu se instaleze procesul degenerativ de la o vârstă mai fragedă. Sunteți pentru prima dată venită la tratament? Nu, este a doua oară. Am revenit după un an. Și pentru ce afecțiuni veniți aici? Reumatismale, am spondiloză cervicală și la L5 la coloana lombară. Cum vă simțiți după proceduri? Mă simt foarte bine. La început e reacția organismului până începe să lucreze, după care începe să fie bine. Cât timp ați observat că durează starea aceasta de bine după o cură de tratament? Este recomandat și de medici de 2 ori pe an să faci asta. Dar te ține dacă faci. Un timp ești relaxat și nu mai simți durerile. Durerile dispar sau doar se ameliorează? Se ameliorează, că dacă ești deja cronic, e de înțeles. Mai faceți și alte lucruri ca să întrețineți starea asta de bine? Uh-huh. Da, încerc să fac un sport prin dans. V-ați propus să veniți în mod regulat de acum înainte? Da, am nevoie tot timpul. Și care sunt procedurile care vă plac mai mult și care observați că au rezultate mai bune în cazul dumneavoastră? Deci chiar toate, dar ce mă relaxează pe mine ca om, băile cu plante, cele cu nămol, cele cu sare, iar celelalte sunt pentru terapie, pentru afecțiunile, dar și alea la rândul lor fac bine. Din ce zonă veniți la Techirpion? Din Pitești. La noi se poate veni direct prin recepția centrului, există numere de telefon, adrese de e-mail, avem și un site, sau mai avem o variantă prin casele de pensii din fiecare județ. Mai avem un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, dar acestea numai pe partea medicală, nu și cazare și masă, că noi aici putem oferi un pachet întreg. Ce cantitate se folosește anual în folosul pacienților de nămol și apă sărată din lacul Techirghiol? Noi folosim o cantitate variabilă, asta e în funcție de fiecare an câți pacienți avem. Folosim între 25 și 30 de tone anual. Referitor la nămol, vreau să vă precizez că acesta se extrage din lacul de alături. Noi folosim totodată și apa din lac, fiind aproape, o extragem cu pompele noastre proprii și în același timp apa trece printr-un decantor, un filtru și apoi se regenerează în sensul că ajunge din nou în lac împreună cu nămolul. Apoi nămolul care îl colectăm noi în acel bazin care îl avem, se extrage și același se duce înapoi. Este o condiție încheiată printr-un contract cu Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. Sunt singurii care, la momentul acesta, ne furnizează nămolul. Au autorizație de exploatare a lacului și sunt cei care vând
da, deci contracost în baza unui contract, vând pentru noi și inclusiv pentru toate stațiunile de pe litoral. Sunt pacienții încântați de faptul că aici primesc tratament și pentru trup, dar au și oportunitatea să se ocupe și de suflet? Ei se selectează. Sunt pacienți care sunt mai credincioși, să spunem așa, și vin la noi. Chiar preferă să vin la noi. Sunt și care merg la sanatoriu, avem încă două baze aici, da? Sanatoriul Balnear de Recuperare Tehirghiol și sanatoriul Corporesano. Deci ei se selectează și în funcție de necesitățile lor duhovnicești. La noi cei care vin beneficiază într-adevăr de această oază de liniște, dar din toată stațiunea vin la noi. Noi avem și în fiecare vineri, mai ales în perioada de vară, facem taina Sfântului Masul special ca să îmbinăm cele două, adică și partea duhovnicească și partea trupească. Este un avantaj pentru mănăstirea noastră.